Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu metodologia cercetării sociale. Astăzi vom discuta despre interpretarea datelor cantitative, pornind de la datele brute prelucrate inițial în Excel. Sunt Antonio Sandu, profesor universitar doctor la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, unde predau cursul de etică și de asemenea cursul de introducere în sociologie pentru studenții de la Facultatea de Drept și Științe Administrative. În elaborarea acestui ghid de analiză a rezultatelor cercetărilor cantitative, anchetelor prin chestionar, am folosit o serie de informații care sunt la dispoziția publicului, care au fost publicate în cărți și suporturi de curs, pe care aș dori să vi le prezint. E vorba de volumul Elemente de Sociologie și Logică, publicat la editura didactică și pedagogică din București. De asemenea, Metode de cercetare în științele comunicării, volum ce a apărut la editura Lumen din Iași. Fundamente ale științelor sociale, tot un volum apărut la editura Lumen. Apoi, Construcția socială a profesiei de consilier de probațiune, un volum apărut la editura Lumen. Asistența socială bazată pe evidențe, un volum apărut în acest an la editura Tritonic, publicat împreună cu Elena Ungru și Ana Frunză. Tot la editura Tritonic, volumul Elemente de Sociologie, Sociologie Generală, Sociologie Juridică și Metodologia Cercetării Sociale. Și, nu în ultimul rând, partea de etică, celelalte volume era mai degrabă partea de metodologia cercetării sociale, spuneam partea de etică, poate fi consultată și aprofundată în volumul Etică Profesională și Transparență în Administrația Publică, volum publicat de asemenea editura didactică și pedagogică din București. Sigur că o consultare a acestor volume și a suportului de curs propriu-zis pentru introducere în sociologie, în sociologia administrației publice, pot fi utile pentru o mai bună înțelegere a acestui curs online, dar și pentru posibilitatea de a realiza propriile cercetări ale studenților în ceea ce privește sociologia, sociologia administrației publice și abordarea sociologică a eticii. De aceea vă invit să consultați aceste volume. Ele se găsesc, mare parte dintre ele, în diverse biblioteci. Dacă vă uitați pe site-ul www.editoralumen.ro, veți găsi la majoritatea dintre aceste cărți și bibliotecile în care ele sunt disponibile, dar de asemenea majoritatea cărților pot fi achiziționate de pe site-ul www.editoralumen.ro, în mini-librăria virtuală pe care o avem pe acest site, și de asemenea de pe site-ul emag.ro. Putem de asemenea, cei care doresc, să comande mai multe cărți, pachetul de extins de curs pentru acest domeniu, la un preț promoțional. Și
în aceste prezentări vom trece în revistă câteva elemente de interpretare efectivă a datelor obținute în urma aplicării unui sondaj de opinie, anchetă prin chestionar, cu tema percepția publică asupra eticii organizaționale. Cercetarea a vizat 700 de subiecți din regiunea de nord-est a României și a fost aplicată în perioada noiembrie-decembrie 2019, având ca operatori studenții Facultății de Drept și Științe Administrative al Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Și ca atare, astăzi vom discuta rezultatele. Spuneam că prima analiză vizează datele brute pe care le analizăm din perspectiva frecvenței cu care un anumit item din chestionar a fost ales și a semnificației pe care o acordăm acestei frecvențe. Într-o a doua etapă vom încerca sau ne vom propune să corelăm între ele rezultatele obținute la mai multe întrebări. Suntem însă într-o etapă exploratorie a cercetării, etapă în care vrem pur și simplu să înțelegem o primă semnificație a datelor pe care le-am obținut, urmând ca, în funcție de întrebările de cercetare și de ipotezele pe care le-am formulat în prima parte a demersului nostru metodologic, să realizăm și corelații și să realizăm alte analize statistice a datelor pentru a infirma sau confirma ipotezele formulate. Spuneam că pentru o analiză mai complexă poate fi folosit software speciale de statistică socială. Un software recomandat este SPSS. Pentru început, mai ales pentru că acest curs online se adresează începătorilor în domeniul analizei sociale, studenți, elevi sau masteranți și, desigur, profesioniști interesați, dacă nu au o expertiză aprofundată în ceea ce privește sociologia și cercetarea socială, am ales ca aceste prime date să le analizăm pe baza unor charturi realizate în Excel. Primele întrebări au fost legate de datele sociodemografice și pentru a putea să înțelegem mai bine această cercetare, vă invit să reaudiați, dacă ați audiat-o anterior, sau să audiați înaintea acestei prelegeri, prelegerea anterioară cu privire la datele sociodemografice obținute în cadrul sau care descriu eșantionul pe baza căreia s-a realizat această cercetare. Spuneam, un eșantion de 700 de respondenți din regiunea de nord-est a României. Prima prelegere va fi disponibilă fie pe YouTube, fie pe CD-urile care însoțesc acest curs în funcție de modalitatea în care dumneavoastră accesați această modalitate de învățare flip learning, învățare atât online cât și offline. O primă întrebare la care cei 700 de respondenți au fost chemați să răspundă a fost să asocieze termenul de etică cu o serie de termeni sau de expresii: morală religioasă, corupție, birocrație, reguli de conduită pe care trebuie să le urmeze sau, desigur, altceva și posibilitatea de a nu da un răspuns sau de a afirma că nu știu răspunsul. Thank you.
În ceea ce privește termenul de etică, respondenții, în marea lor majoritate, adică 438 de respondenți, reprezentând 61% din toți cei care au răspuns la chestionar, au afirmat că etica reprezintă o serie de reguli de conduită ce trebuie urmate. Un număr de 83 de persoane, 12% dintre respondenți, suprapun etica cu morala religioasă, mai precis cu respectarea celor 10 porunci. 61 de persoane, adică 8% dintre respondenți, confundă etica cu corupția, care a împânzit sistemul, mai degrabă cu lupta împotriva corupției, o confuzie care este frecventă, cel puțin la nivelul mass media, și care, în mod necesar, consideră, mass media mă refer, că una din aspectele fundamentale ale eticii trebuie să fie menținerea integrității și strategii de luptă împotriva corupției. Un număr de 73% de persoane, adică 10% din respondenți, suprapun etica cu lupta împotriva birocrației. Din nou, o temă larg discutată în mass media. Un număr de doar 8 persoane, adică 1% dintre respondenți, au afirmat că asociază termenul de etică cu deontologia, cu studiul valorilor și a condițiilor umane din perspectiva principiilor morale, cu corectitudinea și cu forma cea mai pură a moralei, considerăm noi. În fapt, întrebarea din... eu răspuns astfel la întrebarea altceva și au exprimat această opțiune pentru forma cea mai pură a moralei, pentru deontologie. Este important din punctul nostru de vedere faptul că, în general, vorbim despre etică și deontologie. O critică care se aduce frecvent acestei expresii este că deontologia este parte din, fie este considerată parte din etică, și atunci este un pleonasm să vorbești despre etică și deontologie, atunci când deontologia sau studiul conduitelor necesare, deontos înseamnă, însemnând obligație, studiul obligațiilor morale, și atunci deontologia, cel puțin din perspectiva eticii kantiene, face parte integrantă din etică, sau, pe de altă parte, deontologia este considerată ca făcând parte din corpusurile profesionale ale diverselor profesii, mai ales a celor din planul social, cum este cazul asistenței sociale, cum este cazul practicilor bazate pe intervenție, a medicinei, a psihologiei și așa mai departe. Și că, practic, deontologia ține mai degrabă de corpusul științific și de atitudini și de valori și de norme specifice profesiei, și etica fiind cumva o viziune din afară, un ghidaj asupra semnificației acestor norme și a modului în care acestea se aplică. De asemenea, este de remarcat un procent mare de non-răspunsuri. 56 de persoane, reprezentând 8% dintre cei chestionați, nu au fost de acord să răspundă la această întrebare sau nu au știut ce anume să răspundă. Este important ca în formularea oricărui chestionar să existe și această opțiune de non-răspuns, dar și opțiunea, mai ales atunci când întrebările sunt închise, opțiunea de altceva, ce anume, o opțiune în care, dincolo de alegerile prestabilite, persoana chestionată să poată să-și formuleze propria opțiune sau să se simtă liberă să nu răspundă dacă fie nu are o idee cu privire la ce ar dori să răspundă, fie pur și simplu întrebarea este inconfortabilă sau o consideră inconfortabilă și nu dorește să răspundă. Din punctul nostru de vedere, ca semnificație a termenului de etică,
Ne-am oprit la câteva posibile definiții și anume ne așteptam ca un număr de persoane să fundamenteze semnificația etică pe morala religioasă, pe morala creștină în principal, pe cele 10 porunci, tocmai pentru că fundamentele eticii, inclusiv a eticii actuale, se regăsesc în etica de natură filozofică, dar și în cea religioasă și că, practic, comportamentul moral este un fundament al oricărui comportament etic ulterior. Dacă există o conștiință morală, putem asuma că va fi mult mai ușor de respectat și regulile de etică profesională, de exemplu, dar și alte reguli de etică legate de conviețuirea în spațiu public și așa mai departe, cumva făcând o distinție între morală ca fiind modul în care, la modul privat de înțelegere al normelor de comportament în față de ceilalți și etică ca fiind mai degrabă orientată către sfera publică. Sigur că nu toată lumea aderă la această definiție, la această distinție între morală și etică și de aceea avem și alte opțiuni de răspuns, inclusiv cea că etica se confundă cu morala religioasă. Și de aceea am ales să dăm respondenților și această opțiune. Sigur, istoric vorbind, cei doi termeni au fost suprapuși o lungă perioadă, fiind cel de etică provenind din limba greacă și cel de morală din limba latină, ambele însă desemnând conduită necesară în societate, modul de abordare a relației sociale și personale cu celălalt. Am ales să fundamentăm și un posibil răspuns legat de corupție și corupția care a împânzit sistemul. L-am formulat intenționat la modul afirmativ corupția și nu lupta împotriva corupției, atâta vreme cât există posibilitatea ca anumiți indivizi să confunde etica tocmai cu această corupție în sine, pentru că, din păcate, etica profesională, etica aplicată în general, a intrat în atenția opiniei publice pe o ușă, pe o nemeritată ușă din dos, legată de lupta împotriva corupției și legată de contestarea integrității atunci când vorbim de persoane care plagiază, de persoane care iau mită sau care fac alte fapte ce sunt considerate a fi lipsite de integritate. Și atunci, pentru unii dintre respondenți, a fost cazul pentru număr de 61 de persoane, adică 8% dintre respondenții noștri, un procent destul de scăzut față de așteptările noastre, au afirmat că, practic, etica se ocupă de problematica corupției. Sigur că lupta împotriva corupției este sau are un fundament, are ca fundament necesitatea eticii, necesitatea integrității morale și profesionale, dar sigur este departe de a fi fundamentul eticii profesionale, cum din păcate partea mass media pare să afirme. De asemenea, lupta împotriva birocrației este și ea văzută de 73 de persoane, adică de 10% dintre respondenți, ca fiind o chiar o definiție în sine a eticii
a eticii publice, a eticii instituționale. Birocrația, așa cum o consideră Max Weber, poate fi funcțională și poate da stabilitate sistemelor administrative atunci când este funcțională și atunci când face ca acțiunea administrativă să fie predictibilă și să fie bazată pe acte normative, fie că e vorba de normativitate primară, de legi, fie vorba de normativitate secundară, de alte acte, regulamente, proceduri și așa mai departe. Și că, practic, funcționarea pe bază de norme asigură nu doar predictibilitatea, ci și împiedică corupția, împiedică ca indivizii aflați în poziții de conducere să-și impună discreționar punctul de vedere, să-și impună discreționar propriile atitudini, propriile valori asupra unor întregi sisteme sociale sau unor întregi instituții. Din păcate, sigur, asistăm la o birocrație disfuncțională în unele cazuri, în unele instituții, în care în funcționarii publici, mai ales funcționarii publici cu rol de decizie, se ascund în spatele necesității unor acte și a unor documente cu caracter birocratic pentru a încetini activitatea administrativă, pentru a nu efectua la timp sau a efectua cu mare dificultate anumite acte administrative, anumite proceduri și pentru a crește durata acestor acte administrative, a aparițiilor, a implementării acțiunii administrative. Și atunci birocrația disfuncțională este o frână în dezvoltarea societății și chiar în dezvoltarea democratică a respectivei societăți. Ceea ce privește definiția ca etica reprezintă o serie de reguli de conduită pe care trebuie să le urmați. Deci asta este mai degrabă corelată cu deontologia și cu normativitatea morală, normativitatea etică. În fapt, din nou, putem spune că etica este în principal prescriptivă, cel puțin etica în administrația publică, se bazează mai pe formalizarea eticii în coduri, și mai puțin pe umanizarea acestora și pe umanizarea relației dintre indivizi, dintre beneficiarii sistemelor administrative și funcționarii publici și așa mai departe. Seria de reguli și de conduită ce reprezintă opțiunea pentru majoritatea respondenților, adică 438 dintre aceștia, ceea ce înseamnă 61%. Sigur că nu au existat opțiuni legate de consilierea de etică, legate de reflecția etică, dar acestea s-au transpus și în răspunsuri individualizate la întrebarea altceva ce anume, ceea ce ne bucură. Sigur, un număr mic, doar de 8 persoane, 1% dintre respondenți, au ales să respingă toate propunerile și să-și formuleze propria opțiune legată de valorile și condițiile umane din perspectiva principiilor morale, de corectitudinea ca formă pură a moralei. Pentru că aceste transpuneri a moralii publice, morale și a moralei private și a contopirii celor două pot sta ca definiții ale eticii pentru o serie dintre respondenți, ceea ce face ca să considerăm că, cel puțin la nivelul acestor persoane, există o judecată morală, o judecată etică, o rațiune etică și, în același timp, o conștiință morală, etică, fie că vorbim de viața privată, fie că vorbim de cea publică și că
s-a depășit nivelul de reguli ce trebuie respectate către reguli ce trebuie construite sau la care trebuie aderat într-un proces de construcție socială, de construcție comunicativă a eticii. Problematica integrității este fundamentală în etica profesiilor, mai ales în etica administrației publice și de aceea într-un studiu cu privire la percepția asupra eticii ne va interesa să vedem ce semnificație acordă publicul din regiunea de nord-est a României termenului de integritate. Un număr de 167 de persoane, adică 15% dintre respondenți, au afirmat că integritatea reprezintă conformarea voluntară la un sistem de valori și de norme, aș adăuga eu. Un număr de 155 de persoane, adică 14% dintre respondenți, au afirmat că integritatea reprezintă raportarea conduitei la principii și așteptări care pot fi verificate. Un număr de 126 de persoane, adică 12% dintre respondenți, au afirmat că integritatea reprezintă consecvența în respectarea propriilor valori etice, în timp ce un număr de 104 de persoane, adică 10% dintre respondenți, au afirmat că integritatea reprezintă lipsa corupției. Un număr de 2 persoane, 0,18% dintre respondenți, au asociat termenul de integritate cu cel de cinste și transparență, în timp ce 33 de persoane, 2,82% dintre cei chestionați, au optat pentru non-răspunsuri. Sigur că opțiunile pe care subiecții le-au avut la dispoziție, raportarea la conduite la principii și așteptări sau valori, lipsa corupției, onestitate, corectitudine, conformare voluntară la sistem de norme și valori, consecvență în respectarea propriilor valori, au fost dublate de alte definiții, ce anume, dar doar două persoane au optat pentru o astfel de răspuns și au fost cinstea și transparența acestei răspunsuri suplimentare adăugate. Practic, vorbim de integritate atunci când individul este consecvent propriilor valori etice, propriilor valori morale. Integritatea este un termen derivat din etica de tip kantian, într-o etică într-o etică normativă, deontologică, în care conformarea voluntară la propriile valori reprezintă idealul moral. Dar, de-a lungul istoriei, s-a constatat că poate fi vorba de conformare voluntară și de menționarea, continuitatea propriilor valori și atunci când acestea sunt profund malefice. Putem considera că corifeii nazismului, spre exemplu, s-au conformat voluntar eticii Partidului Nazist German, dar aceasta nu este neapărat o valoare în sine și nu poate fi considerată ca fiind benefică pentru umanitate. Și de aceea s-a adăugat faptul că aceste valori, această conformare voluntară la ele, trebuie să vizeze valori și principii unanim acceptate sau larg acceptate în societate și care sunt benefice pentru societate. Din nou, această abordare poate fi pusă sub semnul întrebării. Societatea germană din preajma celui de-al doilea război mondial, ca să nu dăm decât același exemplu legat de nazism, avea sau largi pături
din societatea germană aveau ca valori respingerea comunității evreiești, spre exemplu, și ostracizarea acesteia. Și, practic, putem spune că naziștii s-au conformat la principii și așteptări comune în societatea vremilor. Și de aceea raportarea la conduite la principii și așteptări trebuie să fie dublată de principii și așteptări acceptate social, dar și care sunt astfel formulate încât să nu lezeze drepturile unor persoane sau a unor grupuri sociale. Sigur, aceasta ar însemna corectitudine, onestitate, lipsa corupției, toate acestea fac parte din definiția inerentă a integrității ca o consecvență față de propriile valori. Rămânând tot în sfera semnificației termenului de integritate și a dimensiunii etice a integrității în activitatea funcționarilor publici, cea de-a 10-a întrebare, spuneam primele 6 vizează întrebările de caracter sociodemografic, cea de-a 10-a cere respondenților ca pe o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă deloc importantă, 5 semnificând foarte importantă, să aprecieze importanța pe care consideră că o are integritatea funcționarilor publici pentru buna funcționare a administrației publice locale. Referitor la cât de important apreciază că este integritatea funcționarilor publici pentru buna funcționare a administrației publice locale, respondenții au răspuns următoarele. 360 de respondenți, adică 33% din total, au optat pentru foarte importantă, adică pentru 5, în timp ce 189 de respondenți, 27% din total, au optat pentru varianta 4, importantă. 104 respondenți, 20% din total, situându-se pe o opțiune de nici importantă, dar nici neimportantă. 32% dintre respondenți, adică 13% din total, au optat pentru varianta puțin importantă, iar un număr de 12 respondenți, adică 7% din total, au considerat că integritatea nu este neapărat o valoare care să fie importantă pentru buna funcționare a administrației publice locale. Această semnificație pe care o atribuie, sau această importanță pe care respondenții o atribuie integrității ca integrității în funcționarea administrației publice, integrității funcționarilor publici, poate să ne dea informații cu privire la valorile pe care respondenții le atribuie administrației publice și importanței acesteia în viața comunității. Atunci când integritatea este deosebit de importantă pentru, spuneam, 33% dintre respondenți, semnifică faptul că relația funcționar public cetățean ar trebui să fie personalizată, dar bazată pe
această corectitudine a funcționarului public, corectitudine care să garanteze eficiența și funcționarea sistemelor administrative. Practic, individul, funcționarul public, reprezintă prin propria sa integritate garanția funcționării sistemelor administrative, în timp ce atunci când se optează pentru deloc importantă sau puțin importantă, fie se consideră faptul că este mai puțină birocrație și că problemele cetățenilor pot fi rezolvate mai ușor atunci când tot lucrând personal cu funcționari care nu sunt neapărat exemple de integritate, se pot obține derogări de la standardele, de la norme, de la termene și, practic, această ajustare din mers a activității funcționarilor publici poate fi benefică pentru comunitate. Există această opinie și este una curentă a faptului că excesul normativ influențează în mod negativ funcționarea sistemelor publice. Și atunci când vorbim de faptul că unii funcționari nu sunt în mod excesiv orientați spre respectarea nu atât a spiritului actului normativ, cât a literei acestuia, atunci când există o anumită permisivitate și o interpretare a actului normativ, atunci funcționarea serviciilor publice care acționează de la caz la caz și în particular și nu la un mod absolut riguros poate fi benefică, mai ales în societățile care nu sunt ajunse la un grad de maturizare democratică și maturizare a funcționării administrației publice, a serviciilor publice. Sigur că acest lucru nu poate să nu fie înțeles și în sensul în care un act de corupție major sau minor poate facilita funcționarea sistemului, așa cum se vorbește așa în limbajul de jargon, se unge sistemul ca să funcționeze. Sigur că putem vorbi de foloase necuvenite, de luare și dare de mită, dar putem vorbi și de clientelism politic, favoritism, nepotism și așa mai departe, toate acestea fiind exemple de lipsă mai mare sau mai mică de integritatea unor funcționari publici. Integritatea la modul absolut în care nicio abatere de la norme nu poate fi tolerată, nu poate fi susținută, este în multe cazuri contestată, cel puțin atunci când o aplicare ultra-restrictivă a regulamentelor și a normelor poate genera situații în care persoanele să aibă de suferit. Iată că în actuala perioadă vorbim de internări nevoluntare a persoanelor care sunt infectate cu coronavirus, COVID-19, și după îndelungi chipzuiri și după reclamații pe care chiar avocatul poporului le trimite către Înalta Curte sau către Curtea Constituțională, această internare nevoluntară, ca expresie a excesului de legalitate, a abuzului de drept, ca să o cităm pe doamna profesor Camila Ignatescu, a fost considerată ca fiind nelegală. Dar până la momentul în care, iată, o instanță superioară, o instanță constituțională, consideră un act normativ ca fiind nelegal, acesta se aplică și au fost foarte multe cazuri de persoane care au stat în spital, în internări nevoluntare și ca atare li s-a încălcat o serie de drepturi. Deci iată că poate exista o justificare și asupra faptului că unii respondenți optează pentru o importanță mai mică a integrității decât
cea mai mare valoare posibilă. Asta nu exclude atunci când această opțiune este una corectă, atunci asta nu exclude faptul că solicităm integritate și corectitudine funcționarilor publici, ci doar faptul că excesul de normativitate poate fi folosit negativ și poate fi folosit în defavoarea cetățenilor. Pe de altă parte, sigur putem să considerăm faptul că există destul de mulți respondenți pentru care consideră că integritatea este importantă, dar nu extrem de importantă, poate fi considerat un argument a ceea ce afirmam, dar faptul că un număr suficient de mare de respondenți nu au o apreciere nici pozitivă, nici negativă cu privire la rolul integrității și există respondenți care merg pe rolul negativ al integrității, poate fi pus sub semnul unor obiceiuri sau unor obiceiuri, obișnuințe a lipsei de integritate, lipsă care putea fi considerată în perioada regimului comunist, de exemplu, ca fiind o atitudine de frondă față de regimul totalitar. De asemenea, mulți pot considera în această perioadă că atunci când vorbim de sistem administrativ sau de sistem politic corupt, sau după opinia multora profund corupt, este mult mai funcțional pentru administrația publică să existe funcționari publici care nu pun integritatea pe primul plan, ci pun rapida și eficientă funcționarea sistemului. Ceea ce însă se face cu prețul unor dezechilibre sistemice în administrația publică și mai ales cu discriminarea unor categorii de cetățeni care poate ar beneficia sau ar dori să beneficieze de anumite facilități din partea sistemului administrativ, dar nu pot sau le sunt respinse pentru că nu au relații, pentru că nu au dat acele comisioane, acele plăți informale și așa mai departe, în funcție fiecare de modul în care tratează această problemă a semnificației termenului de integritate. Pentru că, sigur, orice astfel de răspuns, când îi se cere unui respondent să măsoare importanța pe care el o acordă un anumit tip de comportament, un anumite valori, ea este în mod inevitabil corelată cu semnificația pe care în mod profund o alocă respectivului termen. Cu alte cuvinte, termenul de integritate poate avea mai multe definiții funcționale, de la, spuneam, corectitudinea față de tine însuți, respectarea propriilor standarde, norme și valori, până la conformarea voluntară la obligații de natură legală, de natură profesională, la care însă nu ader din punct de vedere axiologic, din punct de vedere emoțional și așa mai departe. Un funcționar public poate să adere la o serie de norme, la o serie de acte normative care sunt impuse prin activitatea profesională, dar cu care să nu fie de acord. Da? Și atunci, sigur că există un conflict de valori în ceea ce privește termenul de integritate. Dacă trebuie să aplici un act normativ cu care persoana nu ești de acord, atunci care valori predomină în a fi integru față de propria ta conștiință? Valorile profesionale care îți cer să aplici actul normativ sau valorile personale care îți spun că respectivul act este imoral sau chiar ilegal. Și iată că vorbim despre situații în care
anumite practici, rămânem în sfera îngrijirii de sănătate, anumite practici sunt considerate importante pentru sănătatea publică, în cazul de față purtarea măștii, și un lucrător de poliție ar trebui să sancționeze persoanele care sunt identificate a nu purta mască, știut fiind că în spații închise și în anumite județe, chiar și în spații deschise la ora actuală, este obligatorie purtarea măștii. Cu toate acestea, sunt persoane, chiar funcționari publici, chiar lucrători de poliție, care nu aderă la această importanță a purtării măștii. Noi nu discutăm dacă ea este într-adevăr una reală sau doar impusă normativ, dar sunt la ora actuală în societatea românească persoane care chiar adepți ai teorii conspirației sau nu, care însă consideră că purtarea măștii fie este chiar dăunătoare, fie doar nu este importantă și nu ar trebui să fie obligatorie și nu ar trebui să fie impusă cetățenilor. Și atunci, care valoare primează dacă un lucrător de poliție este pus în situația de a amenda o persoană care nu poartă mască, deși el personal consideră purtatul măștii ca fiind dăunător sănătății? Care valoare? Propria credință? Sigur, normele de conduită profesională și de etică profesională îi cer să aplice legea indiferent de propriile idei, de propriile valori, pentru că nu el este cel care este pus să judece dacă respectivele norme sunt corecte sau greșite. Pe de altă parte, este foarte dificil pentru o persoană, funcționar public sau indiferent de profesie, să aplice o serie de norme profesionale a cărei valoare nu o găsește sau a cărei valoare o găsește a fi negativă. Și atunci, iată, un conflict de valori poate să genereze un conflict referitor la integritate, mai ales când valorile personale și cele profesionale intră în conflict și mai ales atunci când vorbim de un imperialism al valorilor publice față de valorile private.